suntem în prezența Domnului nostru Iisus Hristos, în casa de rugăciune, la o zi de sărbătoare. Și această zi de sărbătoare am spus eu înainte și aș vrea să spun și acum, că nu o are oricine și nu poate oricine să sărbătorească această zi de sărbătoare, slăvit să fie numele Domnului, decât cei care au făcut legământ cu Domnul și cei care sunt curați în inima lor. Au primit nașterea din nou. Dacă au primit nașterea din nou, vor avea această sărbătoare pe care o sărbătorim noi astăzi. Astăzi vom sărbători această sărbătoare cu corpul Domnului Iisus și cu sângele Domnului. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Corpul Domnului Iisus Hristos este format dintr-o pâine și așa ne spune Domnul Iisus Hristos: Eu sunt pâinea adevărată. Cine mănâncă din această pâine va trăi în viață. Și noi aici avem o pâine. Avem o pâine aici și în urma rugăciunii a Bisericii lui Dumnezeu și în urma rugăciunii a unui pastor de aici, Dumnezeu îi dă valoarea corpului Domnului Iisus. Și noi trebuie să fim incontestabili, să credem 100% că Dumnezeu dă această valoare. Apoi, avem aici un rod al viței. Noi rodul viței nu-l bem ca să ne săturăm corpul sau burta noastră, ci rodul viței în urma rugăciunii Bisericii lui Dumnezeu. Asta este biserica care este săpată în palmele Domnului Iisus. Și în urma rugăciunii unui păstor, Dumnezeu îi dă valoarea sângelui Domnului Iisus. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Desigur că astăzi noi suntem la o cină. Așa zis. Și această cină, în mod simbolic, ne-a lăsat Dumnezeu în urmă de 2000 de ani. În urmă cu 2000 de ani. Și a spus, faceți această lucrare spre pomenirea morții mele. Mai departe spunea, ori de câte ori faceți această lucrare, să pomeniți moartea mea. Noi în această zi vrem să pomenim moartea Domnului Iisus. El s-a coborât dintr-o slavă cerească, a venit aici pe pământ, l-am împăcat pe om cu Dumnezeu, a dărâmat zidul de despărțire, ne-a făcut de cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, s-a răstignit pe cruce și și-a dat viața pentru noi. A murit pentru noi, ca noi niște păcători să avem viața veșnică. Așa îl amintim noi pe El. Dar mai departe vreau să vă spun că a treia zi după Scriptură, Dumnezeu l-a înviat. Și acum este viu în vecii vecilor. Și când era aproape de timpul ăsta, când și-a terminat El alergarea pe pământ, le-a spus la ucenici, mi-am dorit de multă vreme să sărbătoresc Paștele cu voi. Haideți să vedeți. De când au ieșit copiii lui Israel din Egipt și până la moartea Domnului Iisus Hristos, lucrarea aceasta s-a numit Paște, dar ei au sărbătorit-o pentru că au ieșit din Egipt. Ori noi sărbătorim această sărbătoare, nu sărbătorim Paștele, sărbătorim moartea Domnului Iisus Hristos,
dar nu sărbătorim ieșirea copiilor din Egipt. Pentru copiii lui Israel nu există Paști și nu există noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu este ieșirea copiilor din Egipt. Pentru noi este moartea Domnului Iisus. Slăvit să fie numele Domnului. Și atunci când Domnul Iisus Hristos era cu ei și înainte de a face această măreață lucrare care va rămâne de-a lungul timpurilor până va veni El, rămâne această lucrare și toți credincioșii, toți, repet, toți credincioșii care trăiesc în frică și în temere de Cuvântul lui Dumnezeu o săvârșesc și face această lucrare măreață. Și acum noi am spus că astăzi vom mânca și vom bea. Mâncarea aceasta nu este ca și celelalte mâncări. Eu vreau să vă spun și v-am mai spus încă poate de vreo două ori, dacă vă amintiți că eu cunosc patru feluri de pâine. Patru feluri de pâine. Și cu toate acestea, pâine e lăsată de Dumnezeu. În primul rând, pâinea pe care noi o cerem prin rugăciunea Tatăl nostru. Doamne, dă-ne și nouă această pâine în fiecare zi. N-a fost vorba de pâinea și de sărbătoarea pe care o facem noi astăzi. Într-al doilea rând, frații noștri și copiii lui Dumnezeu, păstorii, prezbiterii, vin la diferite feluri de timp și de evanghelizări, trece pe aici și ne aduce un alt fel de pâine. Pâine spirituală. Slăvească-se numele lui Dumnezeu. Și din pâinea aceea spirituală, sufletele noastre, care aparține lui Dumnezeu, se hrănește din pâinea aceea. Slăvească-se numele Domnului. Până acum amândouă pâinile și aia din Tatăl nostru și pâinea pe care ne-o dă păstorii care trece pe aici este de foarte mare importanță. Pentru că dacă nu se hrănește sufletul nostru din această pâine spirituală, el moare. Și la Dumnezeu nu-i trebuie niște suflete moarte. A treia pâine, o cunosc pâinea pe care le-o dat Dumnezeu la copiii lui Israel în pustie. Și aici spune Sfânta Scriptură, și aș vrea să citesc, este vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 31. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Și mai jos spune așa, că nu Moise le-a dat pâine din cer, ci Dumnezeu le-a dat pâine să mănânce din cer și apă din stâncă. Haideți împreună cu mine să vedem cine este stânca. Să o dezbatem și să vedem că stânca este Domnul Iisus. Stânca este Domnul Iisus. Despre stâncă ne mai spune Cuvântul lui Dumnezeu că cu cine voi asemăna neamul ăsta de oameni? Și spune că un om și-a zidit casa și-a săpat adânc. Și-a pus temelia pe stâncă. Stânca este Iisus. Și altul om și-a zidit casa pe nisip. Când a venit ploaia și șuvoile a bătut vântul în casa aceea, dar nu o clătina. Să știi că casa ești tu, fratele meu și sora mea în Domnul Iisus. Și când va veni necazurile peste tine sau peste familia mea, nu o să o prăbușească, nu se va clătina. Dar ne arată mai departe că ploaia, când a venit peste casa care a fost zidită pe nisip, a dat vânturile, a dat
și voile și s-a prăbușit. Și prăbușirea aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că este mare. Apoi Psalmul 61, bineînțeles că Sfânta Scriptură spune în mai multe locuri, ne vorbește despre stâncă. Numai am vrut să vă amintesc cele două locuri care am spus, vă amintesc două locuri despre stâncă. Ascultă Dumnezeule strigătele mele, ia minte la rugăciunea mea, de la capătul pământului strig către tine și zic, du-mă pe stânca care este prea înaltă și nu pot ajunge, slăvit să fie numele Domnului. Revenim, cine este stânca? Este Domnul Iisus. Și aici spune că Dumnezeu le-a dat apă din stâncă și mană cerească. Dumnezeu poruncește tuturor lucrurilor cele văzute și nevăzute și El îl ascultă. Și lucrurile care nu sunt, iau ființă și îl ascultă pe Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Ce mare lucru este acesta, că Dumnezeu poruncește unui pește să vină la mal, să aducă o rublă și acolo îl trimite pe Petru și spune, Petre, du-te, deschide gura peștelui, ia rubla de acolo, plătește cezarului ce este a cezarului și plătește și pentru noi la cezar. Dă-i lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune nouă, numai că noi nu-L ascultăm pe Dumnezeu. Noi de multe ori ne intre pe ureche și ne iese pe cealaltă ureche. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semnele, ci pentru că ați mâncat din pâinile acestea și v-ați săturat. Dumnezeu Iisus, de-a lungul timpurilor, se ducea împreună cu mulțimea aceea și în fața mulțimii a făcut multe semne și minuni. A vindecat pe oameni, nu pentru că nu îi putea vindeca din cerurile prea înalte, ci pentru că mulțimea de atunci și noi, bisericile de acum, să credem că El, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Vedeți pentru ce l-au căutat? Nu pentru asta. Și mai departe spune, aici vorbește Domnul Iisus și nu vorbește un portar, nici un ministru, nici un șef de stat. Toți aceștia sunt oameni nemuritori. Dar Dumnezeu Iisus este de la început la sfârșit și va rămânea întotdeauna. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică și pentru care vă va da Fiul. Asta este mâncarea și hrana pe care ne-o dă Fiul. Ne vorbește despre Dumnezeu, ne vorbește despre minunile lui Dumnezeu, vorbește cum poți să ai viața veșnică, cum trebuie să vă rog să ne rugăm. Învață-ne, învățătorile, cum să ne rugăm, pentru că și Ioan i-a învățat pe ucenicii săi. Este un lucru mare să știi cum să te rogi înaintea lui Dumnezeu ca să nu-L superi pe Dumnezeu. Că s-ar putea prin rugăciunile tale sau prin rugăciunile mele să-L supăr pe Dumnezeu. Și atunci unde mi-ajunge rugăciunea? Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Asta este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 27. El ne spune să mâncăm, să lucrăm pentru pentru mâncarea care rămâne. Dar acum, cum este aceasta? Care este? Că oamenii din lumea aceasta vor să aibă două sau trei servicii, lucrează câte 15-14 ore ca să câștige un ban. Pentru că el, întotdeauna omul, crede că lui nu-i de ajuns. Omul, și dacă are casă, și dacă are mașină, și dacă are haine, vrea tot mai mult și mai mult, că suntem oameni.
Dar aici ne spune, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea să spun, fratele meu, că chiar dacă ai bani, sau dacă ai averi, sau dacă ai casă sau ceva, n-ai să-ți poți câștiga sau n-ai să-ți poți plăti viața veșnică cu toți banii tăi. Viața veșnică o dă Dumnezeu în dar, fără bani și fără plată, prin ascultarea cuvântului, până împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu, slăvească-se numele Tatălui Ceresc. Și apoi vrea să ne spună în versetul 33, căci pâinea lui Dumnezeu este aceasta care se pogoară din cer și dă lumii viața. Pâinea lui Dumnezeu este aceasta care s-a pogorât din cer și dă lumii viața. Nu pentru degeaba a spus Domnul Iisus aici, eu sunt pâinea vie. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea pe care le-a dat Dumnezeu în pustie a fost ca să-și hrănească corpurile, dar nu sufletul. Și ei au murit. Dar pâinea pe care noi astăzi o să o mâncăm este corpul Domnului Iisus și sângele Lui. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Ascultați dumneavoastră ce vrea să ne spună robul lui Dumnezeu Pavel în Evanghelia, nu, în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 16. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășie cu trupul Domnului Iisus? Ba da, este, după ce îl binecuvântăm, stăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și fratele Vasile a amintit, și nu vreau să îl repet, dar dacă este nevoie, trebuie să ne repetăm. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți că ori o să-l iubești pe unul mai mult, ori o să-l superi pe unul, pe celălalt. Dar nu poți să bei și paharul diavolului și paharul lui Dumnezeu. Ori trebuie să te hotărăști, să te legi de unul, ori de celălalt. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și Dumnezeul nostru nu vrea să slujești la alții Dumnezei. Oamenii din lumea aceasta au niște Dumnezei. Amintiți-vă de femeia lui Iacob, de Rahel, când a luat pe Dumnezeii tatălui său și a ascuns sub fustă. Noi n-avem asemenea Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, plin de bunătate, milostiv și îndurător. Bunătatea Lui nu o poate cuprinde cerurile cerurilor și al pământului. Și un frate în această dimineață spunea, nu vă temeți, și ne-a scris aici, nu vă temeți că eu sunt și voi fi cu voi. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Eu vă spun, frate și soră, nu te teme, dar dacă ai făcut legământ cu Domnul, dacă te încrezi în Domnul, nu te teme. Dar dacă n-ai făcut legământ cu Domnul, dacă nu te încrezi în Domnul și te încrezi în puterile tale, apoi degeaba rugăciunile noastre sunt numai până aici, mai puțin și voi opri. Pentru că aș vrea să ducem lucrurile din casa de rugăciune cu înțelepciune. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune Domnul Iisus despre această pâine. Nu e vorba de o pâine care o frământă soțiile noastre acasă. Că dacă ar fi așa, vă rog să mă credeți, și eu am în Statele Unite o mașinărie care îi pui făina, îi pui apă, îi pui drojde, te duci la serviciu și pe când vii, o programezi, găsești pâinea coaptă și caldă. Nu asta pâine. Noi vrem să vorbim de o pâine vie,
o pâine pe care s-a pogorât din cer. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia. Părinții, pâinea pe care s-a pogorât din cer este versetul 50 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Pâinea pe care s-a pogorât din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Dar dacă nu mănâncă, moare, moare. Pentru că a vorbit gura lui Dumnezeu, Domnul Iisus. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Întărește Domnul Iisus, că El este, nu pâinea pe care o frământă soțiile noastre acasă. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața întregii lumi. Vedeți? Vine niște oameni care au făcut legământ cu Domnul și Domnul să-i binecuvinteze. Face parte din această religie martorului Jehova. Și spune că noi nu putem să luăm această pâine. Noi nu avem dreptul să ne împărtășim cu această pâine. Spune că limbile se vor sfârși, prorociile vor avea, se vor termina. Noi trebuie să citim Sfânta Scriptură. Și aici am citit că Domnul Iisus a murit pentru viața lumii, pentru toată lumea. N-a murit pentru apostol, n-a murit pentru cei 144.000, că ei spune că numai cei 144.000, frate și soră, să nu te lești dus în eroare, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune clar că cine nu mănâncă și nu bea, nu are viața veșnică și eu nu o să-l învii. Dar cine mănâncă și bea, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea ca fratele nostru